Ham sau Astro Cimpanzeul a fost un cimpanzeu normal care s-a născut în Camerun în anul 1957, unde a fost și capturat. El a fost expediat către ferma Rare Bird Farm din Miami, Florida, ca mai apoi să fie cumpărat de forțele aeriene ale Americii la vârsta de 2 ani, de unde a fost dus la baza aeriană Holoman în anul 1959. Acolo au fost 40 de cimpanzei candidați aduși. Era cunoscut sub numele de numărul 65, dar a fost redenumit Ham odată cu întoarcerea sa de succes pe pământ. Toate astea din pricina faptului că oficialii acelei misiuni nu au vrut ca un anumit nume de cimpanzeu decedat să apară în presă dacă misiunea ar fi eșuat. Începând din luna iulie a anului 1959, cimpanzeul în vârstă de 2 ani a fost antrenat de neurologul Joseph V. Brandi la baza forțelor aeriene Holoman în laboratorul medical. Acolo a fost învățat să îndeplinească sarcini simple ce erau cronometrate cu ajutorul stimulilor luminoși și auditivi. Acesta era inteligent și învăța foarte rapid în comparație cu alți cimpanzei. În timpul antrenamentului său înainte de zbor, trebuia învățat să împingă o manetă în mai puțin de 5 secunde de la momentul în care o lumină albastră apărea în capsulă. Însă acesta a ieșuat și a fost stimulat prin aplicarea unor șocuri electrice ușoare pe tălpile picioarelor. Odată ce Ham învăța să răspundă la stimuli, acesta era recompensat cu o mulțime de banane. Ce a diferențiat misiunea lui Ham față de alte primate trimise în spațiu până atunci a fost faptul că el nu a fost un simplu pasager al zborului, ci a avut o implicare asupra navetei în timpul zborului. Rezultatele în urma zborului în spațiu al acestuia au dus direct la misiunea lui Alan Shepard din data de 5 mai 1961, numită Freedom 7. HAM a fost lansat pe data de 31 ianuarie 1961 la bordul navei Mercury Redstone 2 din cadrul primului proiect spațial denumit programul Mercury. El a fost lansat de la o stație aeriană din Florida. Semnele vitale și sarcinile lui HAM au fost monitorizate tot timpul de senzori și de computere aflate pe pământ. Capsula în care se afla acesta a suferit o pierdere parțială a presiunii în timpul zborului, însă costumul spațial al lui Ham l-a protejat, iar acesta nu a suferit niciun fel de daună fizică. Zborul său a durat 16 minute și 39 de secunde. Capsula spațială a aterizat în Oceanul Atlantic și a fost recuperată de o navă de salvare în aceea zi. Singura sa leziune fizică a fost o julitură la Nas. Sarcina lui în spațiu a fost să demonstreze că se poate supraviețui în timpul zborului la o asemenea presiune și că o navetă se poate manevra în spațiu folosind manetele de control. Rezultatele misiunii au fost un adevărat succes, fiind foarte similare cu performanțele obținute de Ham pe pământ. După misiunea spațială, Ham a trăit timp de 17 ani, după care s-a alăturat unui grup mic de cimpanzei din grădina zoologică din Carolina de Nord. Nu sunt foarte multe de spus după misiunea spațială, pentru că acesta nu a mai avut niciun alt contact cu oamenii de știință și a trăit separat de aceștia alături de grupul care i-a devenit familie. După moartea sa în 1983, corpul lui Ham a fost predat înapoi către Institutul de Patologie al Armatei pentru efectuarea necropsiei. Planul inițial a fost ca acesta să fie împăiat și expus la Institutul Smithsonian pentru omagierea animalului, la fel cum au procedat sovieticii în cazul câinilor spațial pionieri Belka și Strelka. Dar acest plan a fost abandonat datorită reacțiilor negative ale publicului. Singura parte a corpului care a fost păstrată și expusă la Muzeul Național al Sănătății și Medicinei Americane din Silver Spring, Maryland, a fost scheletul acestuia. Totuși, în cazul în care Ham eșua și nu putea fi antrenat pentru efectuarea misiunii, cercetătorii ar fi fost nevoiți să aleagă în același timp un cimpanzeu de rezervă, o femelă la fel de inteligentă care se numea Mini. După ce rolul ei în programul Mercury alături de Ham s-a terminat, Mini a devenit parte din programul de reproducere al cimpanzeilor din forțele aeriene. Aceasta a avut nou urma și a ajutat la creșterea altor pui de cimpanzeu aduși pe lume în colonia formată în cadrul programului. Mini a fost ultimul Astro Cimpanzeu a antrenat vreodată și a murit la vârsta de 41 de ani pe data de 14 martie 1998. Acesta a fost videoclipul meu. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni, cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!